Bună ziua tuturor, sunt Arotela. Revin după o pauză cam lungă. Îmi pare rău, nu am reușit să fac toate etalele pe care mi le-am propus pentru ianuarie, dar din motive de sănătate acest proiect a fost un pic întrerupt. Sper să fac eforturi, sper să revin și să fiu la punct și la actualitate cu ceea ce aveți nevoie. Încerc această citire etalare pentru cei născuți în zodia berbecului sau care au soare, ascendent, lună sau Venus în zodia berbecului. O etalare pentru februarie care va fi asemănătoare cu cea din ianuarie. Poate înspre Valentine's, Dragobete, să vin cu o etalare specială de dragoste. Dar cărțile au fost amestecate, tăiate, urmează doar să le așez. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea, pentru comentariile, majoritatea frumoase, pentru energia pozitivă pe care mi-o transmiteți de fiecare dată, pentru încrederea de a vă abona la acest canal și de a asculta ceea ce încerc să vă aduc mai aproape de sufletul vostru. Micile sfaturi sau idei care vin odată cu aceste etalări. Deci, berbec, ce aveți în suflet sau lună, cum gândiți, la ce vă gândiți, cum acționați. Aceasta este cartea pentru, v-am zis, am pierdut-o și a trebuit să o înlocuiesc, pentru 10 de monede. De ce vă este frică roata norocului, ce vă doriți, cavalerul de băte, și ceea ce reușiți. Foarte frumos, asul de cupe. Da, o să vă rog frumos să îmi scuzați manicura. După 2 săptămâni de stat la pat, sigur, nu putem fi ca și când am ieșit dintr-o cutie. La fel pentru partenerul, partenera voastră, sau persoana de care vă simțiți atras, s-a interesat. Justiția. 10 de săbii. Energia comună dintre voi doi este 7 de băte. Nu este o energie de foc, dar este o energie defensivă. Undeva din niște motive, amândoi aveți suficientă pasiune, dar nu vreți să arătați ce în spate. Cu alte cuvinte, cred că amândoi vă confruntați cu o imagine pe care proiectați în afară și mai puțin cu ceea ce sunteți voi cu adevărat. Este Cred că unii dintre voi vă doriți un mesaj de împăcare, dar oarecum credeți că dacă îl veți transmite, veți fi primit oarecum primită, oarecum cu neîncredere. În trecut, cineva nu a fost tocmai corect. În trecut, cineva a mințit într-o privință sau s-a ascuns sau pur și simplu nu și-a arătat adevărata față și una din persoane a trebuit să se îndepărteze. Da? Acestea sunt minciuni, acestea sunt o îndepărtare, reprezintă o îndepărtare emoțională. Da? Cineva a plecat, poate un scorpion, deși totuși undeva există o mare pasiune între voi. Un mare potențial de creștere, revin la aceeași idee, a fost și luna trecută, un mare potențial de creștere dacă vă dați ocazia să veniți unul mai aproape de celălalt, cu pași mici, dar siguri și cu inima deschisă. Asta simt acum legătură cu aceste cărți. Haideți să citim etalarea pentru februarie, berbec.
ce aveți în suflet. Trei de cupe. Trei de cupe poate să fie o persoană născută în semn de apă, pești, rac, scorpion, sau dumneavoastră să aveți această lună în semn de apă, sau de-a lungul lunii, în momentul în care luna va trece printr-un semn de apă, să aveți un moment de întâlnire cu niște prieteni foarte dragi, cu familia voastră sufletească și alături de ei să vă simțiți foarte bine. Este posibil ca, da, unii dintre voi să aveți în suflet un trio. Cu alte cuvinte, să unii dintre voi, pentru că aveți și cărți care predispun la așa ceva, nu toată lumea, evident, unii dintre voi să vă gândiți cu drag la două persoane în același timp. Cu fiecare vă simțiți bine, într-o privință, fiecare vă umple o cupă, dar cred că în momentul acesta vă este greu să alegeți. Poate, unii dintre voi, cu acest trei de cupe în suflet, în inimă, să vă gândiți la o situație în care ați fost cu două persoane în același timp și datorită acestei situații de trio, da, ménage à trois, a trebuit să rămâneți singur. Asta e ce aveți în gând, Mercurul vostru. Ori vă simțiți oarecum părăsit de una din aceste persoane, cineva a aflat de acest trio sau l-a simțit și v-a părăsit și vă gândiți, resimțiți această stare de gol, de nemulțumire, de tristețe, de pierdere emoțională a unui prieten, a unui om drag. Dar revin, evident, nu pentru toată lumea, pentru unii dintre voi. Este posibil să fi încercat să fi împușcat doi iepuri în același timp și să nu fie și treaba. Oricum, cred că majoritatea dintre voi, cei născuți în zodia Berbecului, aveți probleme financiare. Asta e o carte a problemelor financiare, nu doar a singurătății și a lipsei de comunicare. Poate, într-adevăr, nu mai comunicați cu una din cele două persoane cu care ați comunicat, da? Și vă simțiți oarecum devastat datorită acestei lipse de comunicări, dar unii dintre voi, repet, aveți probleme financiare și vă gândiți cum să le rezolvați. Cum vă manifestați în public, însă aveți 10 de monede. 10 de monede reprezintă imaginea unei familii perfecte, abundente. Poate este imaginea pe care proiectați în exterior, poate veniți dintr-o familie deosebită și vreți să păstrați imaginea familiei intactă. Nu contează că vă simțiți oarecum devastat din motive financiare sau sentimentale, dar nu contează că la un moment dat n-ați putut alege între două persoane, imaginea voastră publică este imaginea unei persoane stabile financiar. Da, care are o familie fericită. Acum, dacă familia e fericită sau nu este, rămâne de discutat, mai ales cu acest 5 de monede în mintea dumneavoastră. Deși sufletul s-ar bucura, poate sufletul vostru s-ar bucura de orice lucru mic, poate ați ajuns la gradul acela de înțelepciune în care vă puteți bucura și de lucrurile mici ale vieții, dar ceva cred că s-a întâmplat luna trecută sau în trecut, da? Nu uitați că timpul este fluid și ați manifestat în viața voastră acest trio, adică o situație în care în suflet nu a fost loc doar de o persoană, a fost loc de două sau chiar trei. Sper că înțelegeți. De ce vă este frică? De această roată a norocului.
de această schimbare. Evident, v-ați dori o schimbare în bine, măcar financiară, dar undeva vă este frică ca nu cumva această schimbare să fie negativă. Schimbările fac parte din viață. Acum, că e negativ, că e pozitiv, putem să spunem abia după ce experiența sau manifestarea unei întâmplări reușește să-și pună amprenta pe noi. Poate la început totul pare negativ și de fapt ne dăm seama că a fost în favoarea noastră. Deci, de ce vă este frică? De o schimbare, de niște întâlniri karmice, de o situație karmică, mai ales că unii, repet, nu toată lumea, unii ați avut în suflet două persoane în același timp. Ce v-ați dori? V-ați dori să manifestați acest cavaler de bâte. Acest cavaler de bâte reprezintă un Marte în semn de foc sau o persoană născută în semn de foc, berbec, săgetător sau leu. De obicei, săgetător sau berbec. Leul nu prea-l asociez acestei cărți pentru că este un semn fix. Oricum, această energie este o energie aventuroasă. Vă doriți să călătoriți, să schimbați ceva, dar să schimbați dumneavoastră, nu să schimbe universul. Este o carte de acțiune. Poate unii dintre voi doriți să călătoriți mai aproape de una din cele două persoane la care vă gândiți în același timp, da? Și cred, dacă cumva una din această persoane v-a părăsit, v-ați dori să vă împăcați, v-ați dori să călătoriți, să schimbați situația în așa fel, da? Deci nu să lăsați viața să schimbe sau să vă guverneze viața. Sper că înțelegeți, sunt un pic încă mă resimt după perioada de boală. Deci v-ați dori să puteți să schimbați dumneavoastră situația și nu să lăsați viața să vă coordoneze pașii. Deși până la urmă toți pățim acest lucru din când în când, trebuie să lăsăm și viața să decidă. Nu suntem singurii care avem putere de decizie în viețile noastre. Deci, acest cavaler de bâte este o persoană aventuroasă. Poate așteptați pe cineva, tot un semn de foc, să vină și să se manifeste într-un mod aventuros în viața voastră. Dar eu cred că sunteți chiar dumneavoastră, berbecul. Becuța care își dorește să se împace eventual, să se împace cu această persoană, da? Cu care în momentul acesta nu comunica. Și spun aceasta pentru că finalul pentru februarie este acest frumos as de cupe. Poate să reprezinte într-adevăr o împăcare după o perioadă de despărțire, pentru că aveți două cărți care reprezintă schimbarea sau să manifestați un nou început, o nouă dragoste în viața voastră, poate călătorind spre alte locuri sau cu altă energie, să reușiți să manifestați acest as de cupe, un dar divin, o dragoste deosebită. După cum vedeți, acesta seamănă cu Sfântul Graal, nu doar cu o cupă simplă, eventual modelată din aur. Cred că unii dintre voi aveți șansa, poate chiar spre sfârșitul lui februarie, spre Dragobete, Valentine's Dragobete, da? Să călătoriți și să vă întâlniți cu acest
această dragoste deosebită și în acel moment să puteți să simțiți bucuria imensă pe care această carte o mai poate exprima în cazul în care nu este vorba de niciun trio, de nicio înșelare, de niciun menaj a trois, poate să fie întâlnirea cu sufletul vostru, dar după ce ați manifestat această mobilizare generală în sufletul vostru.